dacă mai spun ceva, trebuie să stăm până la 2. Nu trebuie să spun ne facem niște poze, ne filmează, pleacă, ia-i la rând, să fie, să vină și Matei cu pozele după aia. Aia la bate soarele. De aici, din Matei Fizic, e cineva? 1, 2, 3, 4, bun, hai să ne vedem oricum în clasă. E de cam debandat de până pleacă. Dacă 20 de fete și 10 băieți. Asta înseamnă în fiecare bancă sunt de 3. Da. Două fete, un băiat. Deci când intrați în clasă, vă puneți voi cum vreți, ca să nu ziceți că vă aranjeze. Oricum, băncile s-o... Deci de asta, vă mai gândiți referitor la mutar, n-am vă mai lasă, oricum stăm până la 12, dar la 11, în faza de 11, vă rearanjați. Bine? Deci cum vreți voi, hotărâți, trageți la sorți, indiferent ce sau cum se întâmplă. Apoi, v-am făcut aici...
Dacă ați terminat discuții și vă întrebări. Haideți, sunt sfaturi de urmat. Vă să întreb. Probabil e să fie de la dumneavoastră. Știți care e ideea? Hai să fiți foarte realiști. Nu încercați să vă atrageți așa cum ați trece aici, nu neapărat ura, dar atenția propriu la supravoare. Pentru că sunt aceiași profesori care, pentru o clasă, sunt mult mai indulgenți și pentru o altă clasă mult mai dur. Se ține de cum vă comportați cu el. Am avut destule exemple în care, nu știu, chiar eu am procedat la fel. E o chestie subiectivă care nu ține atât de comportament sau de temperamentul profesorului. Da? Deci culturitul nu o să prea țină. Și nu o să prea ține, probabil, acum, în tot liceu, o să se mai vedea. Excepție fac și zic că e normal să facă în clasele a 12, unde, hai să zicem, sunt mai liceu. Pentru că sunt a 12, dar au de la facultăți și sunt lăsați mai liceu. Restul nu. Alte întrebări. Bune, floare, niciun fel de frică. Nu e niciun... Nu dă nimeni. În boli, o să fie diferență între eu ca divinte și probabil eu ca bloc de mate. La mate, nota-i notă, lucrare-i lucrare, predată-i predată.
la dirigenție este cu totul altceva. Oricum v-ați s-a apropiat aici de mine ca să vă zică și ea cam ce fel de diriginte am fost eu și ce fel de prof de mate am fost eu. Să vă dea și unele sfaturi mai mult sau mai puțin adevărate, dar ea consideră că sunt adevărate. Dar eu? Da. Si. Păi și ce am trebuit să zic? Păi, ce trebuie să zici? Ce te-am stresat? Cred, aia așa o chestie. Da, aveți grijă unde stați când aruncă cu creta? Aveți grijă unde stați când aruncă cu creta? Pentru că de că multe poate ori... pănimerește. Chiar dacă sunteți nevinovați. Da, deci problema care este? Sau cum s-a pus problema? Acum 2 ani am luat clasa lor ca diriginte la clasa 12. La fel, o clasă care se spunea cea mai bună a liceului, de fapt a fost singura clasă de informatică, după aceea s-au făcut 3. Și între a 12-a deja erau învățați, mult mai liberi, chiul și alte chestii. Și a fost destul de greu ca să reușim să ne înțelegem până la sfârșit. Chiar foarte greu, zic eu. Dar asta a fost. A fost o experiență bună, pentru că am văzut ce se poate întâmpla când e o clasă n-am terminat ca diriginte. Când e însă dintre a noua, clasă care am avut dintre a noua, n-au fost probleme. Pentru că știm de la început, asta va fi, așa va decurge problema. Sunt mulți, nu vreau să acuz sau să vă dau sfatul, dar sunt mulți care consideră că e prea greu. Nu fac față, nu știu ce, dreptul lor. Pot să se transfere, nu vreau să sugerez nimic, să v-am zis, nu s-a prea întâmplat și o să vedeți și voi că după terminare, zic că va fi bine. Iar de fapt și pe aia de-a 12, care cât de stresat erau anul trecut, acum tot au venit să mai vadă una alta ce mai e pe aici. Și totuși curios că au venit chiar elevi care aveau la mine în media 5. Sau colegieni și hai să le dau 5 să-i întrebam. Despre mate fizică, ce pot să vă zic chiar? Vedeți că în liceu unde să cam cere la toate materiile. Asta e dezavantajul lui. Deci nu puteți face doar mate, nu puteți face doar română. Trebuie să cam învățați la toate. Avantaj, cum am zis, dacă ați prins pe primul care a intrat aici, primul băiat, a intrat cam toți la medicină cu medii peste 9. Deci puteți da la orice facultate și o să aveți medii mari. Asta va fi greu în timpul liceului. Depinde ce vă doriți. Sunt alte licee unde este mult mai ușor, doar că se pune problema la intrarea în facultate. Deci la noi singura cutiuță pentru curs creta, nu trebuie să vedem, să le punem și pe alea, trebuie să vă dau cheie de la clasă, dar până vine meșterul să schimbe ea la doamne unde. Și aia vă știe. Cam atât zic eu, zice voi. Sau dacă nu ziceți, vă mutați acum pe bănci, facem o grindă a clasă și atunci o să ziceți pe acolo și o să mai notez și o din părerele voastre. La clasa 12, am adus bănci 2 și la fel am pus să se pună în bănci cum vor ei, dar să se pună. Și era de regie scandal. Și m-am enervat și am plecat din clasă. Când am venit înapoi cu administratoarea, face, Ovidule, sigur să te-ai în clasă, trebuie să fie în clasă. Când am intrat, deși era la 12 ori, aranjați fiecare banca lui, niciun cuvânt, nimeni, nimic. Așa și la voi, deci nu e o chestie grea. Deci discutați, vă împărțiți. Da, nu e nicio problemă. Dacă nu știți cum faceți de obicei și pentru mine simplu, aleator, bilețele. Fac bilețele 20 cu fete, 10 cu băieți. Și drag, două de la fete, una de la băieți. Deci dacă nu vă împărțiți voi, o să fac așa. Vă dau să alegeți. Oricum veți fi 20 și 10. Deci nici nu s-a putea nimeni mai bine. Dar băieții nu așa trebuie să se hotărească, fiindcă ei sunt cel mai bine. De fapt, băieții cer căsătorie, fetele așa că băieții. Așa. Bilionerii. Da, haideți, s-o tărâți mulți. Bă, timiditatea asta. S-o faceți, bă, scopitor, cine o trage pe cea mai scurtă. Trebuie să găsim soluții. Deci banca a doua e gata, a treia e gata, a patra nu. A cincea nu. Vă fac eu. Unul din voi e patru. Hai, ești lateral. Eu își păstrează tot. Deci dacă e așa, știi? A treia banca, dar nu. A treia. O să vă reîmpărțiți pe soluție.
Deci niciun fel de problemă. Sigur, va fi asta. Bun. În ordine, acolo liber. În dreapta, nu-i nimeni. O să vă vrea, probabil. Liber. Deci numele în ordine. Din coace. Liniște puțin. Spate. Lângă? Martina și Roxana. Am avut și minte de vorbit până ce să vă știu pe nume. Și atunci, nu se simt, indiferent de ce apropo. Așa, în sfârșit. De bani. Dragan. Mangia Bianca.
important. Te gândești un pic altfel. Vlădăi Bogdan. Frunză Mirabela. 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 Mai? N-am auzit numele. Frunză Mirabela. Elen. Domnul profesor de educație. Noi, domnul director, nu cel care a vorbit la echipoașă, ci celălalt. Băia de treabă, vă povestește, nu aveți cum. Deci provocați la discuții și poate să vorbim. Da, se face pauză la mijlocul, asta însemnând la mine, că sunt în anul de mers. Ce înseamnă să face pauza în mijlocul orei? O să vedeți și voi, începând de mâine, că se va pleca într-un ritm destul de rapid și veți fi obosiți. Deci, vrând în vrând, vă apuc somn, păstrați pe mai departe. Și atunci o să facem o pauză de câteva minute, în care vom mai sta la povești, vom mai deschide atmosfera, vom mai discuta una și alta. E necesară și chiar utilă. Asta înseamnă. Celelalte clase care fac cu mine știu. Sunt clase unde nu pot face pauza asta oră de oră, pentru că asimilează destul de greu și atunci nu termin materia. Dar v-am zis, clasa de la 12 pe care e încă noi și care să discutăm tot timpul, probabil, fie o cam 8. Și dacă uite, o să le întreba o stare e bună. Niciodată nu o stat pe gura lor. O să se încerce iară să se iasă când s-a sunat să se iasă din clasă. Chestia cu așteptatul profilor pe coridor, o să vedeți și voi, e de la Andra. Chiar dacă ăștia de-a 12, acum, fiind a 12, de asta zic eu că e destul de rău, că a spicat aici, fiind a 12, o să aibă puțin un alt comportament, o să vedeți că nu vi se va mai permite acest. Deci e diferență între a 12 și a celălalt de clasă, să vă convinte și voi. A 12 sunt priviți și o să vedeți că vă convine și vă, a 12 să fiți priviți puțin mai alt. Sunteți clar. Și într-o, hai să fie aici. N-ați fost altfel față de a 7, a 6, a 5. Aceeași chestie se întâmplă și aici cu cei de-a 12. În general, fiecare clasă primește un fel de emblemă virtuală, să zic, care va ține cam 4 ani. Deci dacă de la început faceți impresii bune, așa o să fiți văzuți chiar dacă o să mai faceți și prostii. O să se întâmple. Să vă știe de asta. Dar toate prostiile atunci o să fie catalogate drept excepții. Deci dacă veți fi catalogați ca o clasă care nu se încadrează la anumite rigori cerute de liceu, toate faptele bune vor fi considerate excepții și prostiile ca ceva normal. Și indiferent ce se va întâmpla, cine? Păi probabil ăia că ei sunt așa. Nu vreau să ajungeți în situația respectivă. O să vedeți că, iarăși, cam toate clasele de anul ăsta au luat Maiele Dorstan și cu Iancu, au luat diriginți care nu impun rigori, dar oricum au, deci oferă mult claselor, dar și au pretenții de la clasă. Deci cu clasele de anua, dacă vă comparați, nu cred că veți fi mai dezavantajați. Însă, cu clasele mari, da. Au asta tot și ăsta are rău. Alte întrebări. Sunt destul. Dacă e frică de mine. Nu, iau pe fiecare personal. Vă punem întrebare. Să încercați voi să porniți altă discuția. Trebuie făcute etapele și despre imaginare. Și dacă sunteți toate clase în prima oră, parcă avea mai mult tău. Nu vă faceți probleme. Dacă depășiți anumite limite, vă trecăreze. Nu zic nimic mie jenă sau să nu se supere sau așa mai departe. Deci încercați să fiți mai tupeiști atât cu mine cât și cu alții. Țineți-vă punctele de vedere dacă aveți dreptate, însă vedeți și la ce la tine, să zic. Sunt oameni, chiar profesori, cărora nu le convine, domnul profesor ați greșit sau mai știu ce mai. Dar nu acceptă. Deci încercați să sugerați. Dacă vedeți că e cum e, ziceți în sec și asta e. La mine întotdeauna, de exemplu, când cum va decurge, să discutăm puțin despre ora de mare. Voi începe, v-am zis că ar voi preda, se va da tema, se vor da lucrarea asemănătoare cu tema.
Vor fi bilețele. Bilețele ce înseamnă? Toate clasele la 1 la 30 și extragem bilețele. Pică 7 azi, este la tată și răspunde. Pică mâine 7, iese și mâine. Deci nu înseamnă că ai picat azi, nu poți pica mâine. Se întâmplă să nu pice de rău. De acord. Sunt situații în care unul încheie cu 12 minute și altul cu 5. Deci, bine, mă rog, iată nu pică niciodată. Nu vă salvează nimic sau... Da? Deci ascultatul la mine, dacă este neanunțat, deci vă ascult, azi ascult, mâine ascult, după mine vreau să ascult, atunci ce este neanunțat? Dacă vă anunț, însă nu. De obicei, la mine sunt 9 întrebări. Cele 9 întrebări însemnând că se pornește clar de la oficiul 1. Acum, fiind multe facultăți care țin cont de media asta la intrarea în admitere, probabil vă voi pune 9 întrebări sau probabil voi porni de la 3, de fapt, sau 2, 3, vedem de materie, depinde cât de grea, sau chiar de la 1, la primele 2 întrebări vă zic la deci întrebări ca să vă scoate, să zic, 3, 4. Restul, iarăși, ușor. Se iau ușor întrebări. Întrebați, eu acum nu știu pe cine cunoaște. Deci eu predau frazele. Ca să știți sau frazele despre mine. Predau la 10 engleză, dacă știți pe cineva, intensiv engleză. Deci, matematică, intensiv engleză. La 11 la intensiv informatică și la 12 intensiv engleză și intensiv informatică și la voi. Deci asta sunt trebuie să interpretau. Ei vă pot spune oricum mult mai multe despre stilul meu de predare despre ascultat și no, cred că vă folosesc. Nu, nicio problemă. Voi asculta pe bilete, întrebările v-am zis, vor fi și din recapturare atunci când sunt anunțate note, dar nu va fi greu. Trebuie la tablă să nu vă pierd. Am exemplu de elevă dintre a 10-a, Andrescu, Ana, nu știu, poate fie cineva, care e elevă foarte bună la lucrări, dar la tablă are niște emoții de mine încât se pierde, greșește și este genos. Am avut în a 12-a exemplu de fete care a avut un exercițiu destul de greu, era a 9-a, l-a calculat până ajung la ecuație de gradul 2, când a trebuit să scoată rădăcinile, n-a fost în stare să scrie pe radical din 1. A lăsat rezultatul minus 2 plus minus radical din 1 pe 2. Și când mi-a spus, pune rătea să se văd unde-s numele, mi-a spus să le pun. Deci, de emoții să pot întâmpla și chestii de asta. Nu va fi cazul, pentru că nu știu, vin și diriginte, relația va fi, cred eu, altfel, mă cunoașteți mai bine și n-are rost să vă pierd. Vom trage tare din ce am văzut eu și hai să fim sinceri cu noi și cu ceilalți, ca medie sunteți totuși cea mai bună clasă. Deci, ca medie de intrare. Eu le-am toate acasă, calculate media și așa mai departe. În clasa asta nu țin minte din cap, din păcate, nu mi-am zis notat. E și aici o fată care a luat cea mai mare medie, nu? La capacitate. Cine? Felicitări. Deci există. A terminat la liceu. Și bine ar fi ca toate aplauzele să-l trimiți toți de clasa 12-a. Toți sunt buni, toți sunt cei mai buni și așa mai departe. Deci este o clasă bună, o clasă care l-am așteptat-o, zic eu, de un an de zile. Anul trecut nu am luat dirigenție pentru că, nu știu, clasele existente nu cred că erau bune. O dirigenție, dacă ți-o asum, ți-o asum pentru 4 ani și nu ți-o asum pentru un an, nu-i suficient să știți matematică română, chimie sau nu știu ce, și să fiți oameni care vă respectă toată lumea. Eu și acum am elevi pe care, cum au fost și ăștia, v-am zis, care au venit aici, cu care place să stau de vorbă cu unii dintre ei, chiar dacă la matematică aveau 5 și sunt elevi care aveau 10, dar pe care, sincer, nu prea suport. Deci contează și caracterul meu pe lângă cunoștință. Da. Deci asta, în primul rând, o să vă cer. O să vedeți că o să încerc și eu.